Bună, prieteni! Astăzi începem o serie nouă, formată din trei episoade, cu doamna doctor kinetoterapeut Ene Daniela. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Vom discuta astăzi despre importanța kinetoterapiei în general, dar în mod particular importanța kinetoterapiei pentru recuperarea pacienților cu scleroză multiplă. Aș vrea să încep să o conturăm un pic și asta spun tot timpul, nu e despre faptul că este meseria mea, ci este despre cum suntem construiți să funcționăm. Organismul uman are peste 600 de mușchi. Nu există niciun alt organ care să se repete în organism cu această frecvență. Și este clar că de el depind foarte multe mecanisme metabolice și fiziologice. De el avem nevoie, ei sunt considerați, se asociază cu mișcarea, dar aș vrea să se înțeleagă că dacă ar face numai mișcare, respectiv lucru mecanic, nouă ne-ar fi de ajuns 100 de mușchi să ne deplasăm din punctul A în punctul B, să ne ridicăm de pe scaun, să urcăm scări. La cât de bine este construit din punct de vedere arhitectural și ce sistem de pârghii are făcut, organismul nu ar avea nevoie de 600 de mușchi. Și atunci este evident că legat de activitatea musculară sunt asociate mult mai multe fenomene și procese din corp, respectiv hidratare, regenerare, susținere, informarea sistemului nervos central, refacere de celule noi, integrarea și dezintegrarea este cel mai performant sistem de reciclare celulară organismul. Este o rețea neurologică inclusă, de fapt se consideră că noi nu avem 600 de mușchi, ci suntem o fascie cu 600 de buzunare. Ei sunt puternic interconectați între ei. Ei informează creierul și organismul legat de capacitatea lui de a se susține, de orientarea în spațiu, de presiune atmosferică, de gradul de hidratare, de nutriție, și bine și colaborează și participă activ la refacerea tuturor acestor fenomene. Deci mușchii în organismul nostru fac mult mai multe lucruri decât doar să ne transporte sau, cum este prezentat în fiziologie, primul rol este acela de termogeneză, adică producerea de căldură. Din nou spun, pentru producerea de căldură nu ne trebuiau 600. E vorba de o homeostazie, de un echilibru, e o întreagă industrie pe care o construiește acest sistem, acest organ minune al corpului, care ne ajută să menținem tot echilibrul acesta al corpului. Și de aici, plecând de la aceste caracteristici generale, e clar că starea de sănătate are o formă de congruență cu menținerea în activitate și într-o funcție bună a acestor mușchi, cu grad de hidratare, cu fixarea nutrienților, cu transportarea lor, cu buna lor gestionare. Când apare starea de boală, indiferent care este boala, că este scleroză multiplă, că sunt alte neuropatii, că sunt traumatisme, netraumatisme, copii, adulți, bătrâni, este clar că e bine să pariem pe acest organ minune care ne ajută și care ne susține în tot ce înseamnă reparare, vindecare, hrănire, întreținere, fără de care nicio vindecare și nicio stare de sănătate nu poate fi compatibilă. De asta kinetoterapia se face de la, și în spital, că lucrez în spital, de la prima zi postoperator și se știe, adică nu există cazuri considerate suficient de grave încât să nu beneficieze de kinetoterapie și până la refacerea completă, până la nivelul de performanță sportivă. Este recomandată kinetoterapia și atunci e clar că și scleroza multiplă intră în această plajă generoasă de indicații pentru kinetoterapie. Indicațiile kinetoterapeutice se adaptează de la o persoană la alta. Discutam într-o întâlnire anterioară despre faptul că scleroza multiplă are un aspect ușor cameleonic și ea poate să arate diferit de la un bolnav la altul, de la o etapă la alta, de la o perioadă la alta. Și atunci este greu de trasat un protocol standard care să fie valabil pentru toți pacienții care au acest diagnostic. Sfatul meu este să se observe un pic starea fiecărui individ și cu putințele și neputințele, cu nevoile pe care le are, cu statusul pe care îl are și cu caracterizarea lui personală. Și atunci programul acesta de întreținere și de îngrijire
acest service al organismului să fie făcut în funcție de nevoile și de nevoile organismului lui la acel moment. Nu trebuie să ne blocăm în ideea de diagnostic, ci să respectăm ideea de unicitate a unui organism. Și în ceea ce privește scleroza multiplă, doamna doctor, ce ne puteți spune în mod deosebit despre importanța recuperării? Recuperarea în scleroză multiplă, sfatul meu este să se facă într-o manieră care să fie ușor de integrat ca și rutină. Aș alege și recomand tuturor celor care au nevoie să-și introducă kinetoterapia sau recuperarea sau gimnastica sau cum vor să-i spună că e același lucru, într-o manieră plăcută, să o introducă într-o manieră de care să simtă că se pot ține. Fiecare om își cunoaște putințele și neputințele și emoționale și mentale și de consecvență și de autodisciplină. Și atunci e bine să fim onești cu noi, să fim conștienți de faptul că fără ea nu putem să funcționăm bine. Și atunci să încercăm să ne găsim soluții prin care să o facem posibilă în viața noastră. Adică sunt anumiți indicatori pe care noi în viața noastră îi fixăm nenegociabil. Faptul că trebuie să mâncăm, faptul că trebuie să respirăm, să dormim. Deci sunt lucruri pe care nu pot să spun nu-l fac, că nu am timp sau nu am unde sau nu am cu ce. Cam aici ar trebui să introduc și partea de mișcare și atunci eu cu mine să am o discuție onestă și să încerc să mi-o fixez în așa fel încât să fiu sigur că mă țin de ea. Să o fac într-un mediu care să-mi fie ușor accesibil. Pentru că multă lume spune, bun, mie îmi place bazinul, dar cel mai apropiat bazin este în sectorul de peste două sectoare. Sau nu am cu ce să ajung acolo. Sau acum bazinele sunt închise. Din punctul meu de vedere, asta e o formă prin care spun, mă eschivez să fac. Deci e important să plec în direcția asta cu onestitate, cu deschidere, cu blândețe față de mine și cu intenția de a găsi soluția să fac acest lucru să se întâmple. Scleroza multiplă are nevoie să fie întreținută, hrănită teaca neurologică de mielină și stopată această formă de îmbătrânire și de deteriorare mielinică cât mai mult. Și atunci soluția ca eu să pot să fac aceste lucruri este să aduc acest aflux de sânge, acest aflux de nutrienți neurologic, care se poate face doar prin vasodilatația care se produce la nivelul muscular, prin activitatea musculară. Deci, și medicamentele, rata de absorție a substanțelor active din orice medicament este mult, mult mai mare și mai eficientă atunci când se asociază cu efort fizic și cu mișcare. Pentru că eu în mișcare, de fapt, deschid acea rețea vasculară și elementele care mă interesează să ajungă în zona unde am nevoie la teaca de mielină, ajung mult mai direct. Un mușchi care este în repaus sau care nu lucrează, are robineții închiși. Partea vasculară este închisă. Organismul nu consumă dacă nu are nevoie. Un mușchi care nu muncește are un flux de sânge scăzut. Abia are mușchiul ăla să se hrănească pe el. El nu are un pat vascular deschis încât să poată să hrănească tot ce este în el și în vecinătatea lui. Cu cât înțeleg acest mecanism fiziologic și cu cât îmi dau seama cum îmi funcționează corpul, cu atât pot să iau în controlul meu aceste lucruri și să-mi gestionez mai eficient evoluția și aspectul bolii mele. Prieteni, pe doamna doctor o găsiți la Spitalul Sfânta Maria și la Osteo Recovery. Voi pune în descrierea videoclipului toate aceste date ca să vă fie mai ușor. Mulțumim, doamna doctor. Prieteni, rămâneți aproape de noi pentru că vor urma informații foarte interesante în curând.